Armata din Mexic a câștigat încă o bătălie în războiul cu traficanții de droguri. 15 tone de metanfetamină pură au capturat militarii. Este cea mai mare cantitate confiscată vreodată de autoritățile mexicane. Drogurile urmau să ajungă în Statele Unite. Zeci de butoaie pline cu droguri. Asta au descoperit soldații într-o fermă din apropierea orașului Guadalajara. În unde se asiguraron 15 toneladas de una substanță cu las proprii proprias de la metanfetamina, constituiendo-se este rezultatul en el aseguramiento histórico más importante respecto a cantidad de metanfetamina en un solo evento. pe 4 miliarde de dolari. Nosotros mediante la denuncia ciudadana que agradecemos mucho a la población eh, y luego mediante reconocimientos eh, encontramos los laboratorios. A fost o victorie dulce-amară pentru autoritățile mexicane. Nu au reușit să pună mâna pe niciun traficant de droguri în urma acestei acțiuni. De fapt, nici măcar nu pot spune cui aparțin drogurile. Totuși, această captură le-a redat mexicanilor încrederea în autorități. În ultimii cinci ani, Mexicul a devenit un adevărat câmp de luptă între traficanți și armată. Peste 50.000 de persoane și-au pierdut viața în aceste confruntări.